faultul este clar, fault făcut de Davinson Sanchez asupra lui Toni Kroos, dar nu putem să nu ne aducem aminte că un astfel de fault clar a fost și în careul celor de la Real Madrid. Faul clar al lui Davinson Sanchez. Cristiano Ronaldo la meciul 200 pe Santiago Bernabeu în tricoul lui Real Madrid. Cristiano Ronaldo față în față cu Hugo Lloris, a marcat până acum 221 de goluri în tricoul Realului pe Bernabeu. Să-l vedem acum față în față cu portarul francez al lui Tottenham. Cristiano Ronaldo a marcat golul victoriei în ultima etapă de campionat. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, gol! Gol Real Madrid! 1-1 între Real Madrid și Tottenham. Cele două super vedete, Harry Kane și Cristiano Ronaldo, în prim planul acestor faze. Faultul a fost clar în careul celor de la Tottenham, dar încă o dată ne aducem aminte de felul în care a fost dezavantajată Tottenham. 1-1 în această partidă superbă. Golul cu numărul 413, marcat de Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid. Cristiano Ronaldo are 400.